exprimate, domnule prefect, stimați cetățenii ai orașului Târgu Mureș. Vă rugăm să ne permiteți să vă atragem atenția faptului de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, Senatul Universității a propus spre aprobare și a fost aprobat de către Ministerul Educației o carte universitară care nu este validată de către reprezentanții învățământului în limba maghiară. Cum se poate ca într-un stat de drept, membru al comunității europene și membru NATO, cum se poate ca într-o universitate declarată prin lege, o universitate multiculturală și multilingvă, să existe o carte universitară care nu dă posibilitate dezvoltării învățământului în limba minorității naționale? Vă reamintim faptul că Universitatea de Medicină și Farmacie de la Târgu Mureș a fost înființat de maestatea sa, regele Mihai, ca universitate de limbă maghiară. Timp de decenii, profesori de etnie maghiară din Transilvania și Ungaria și-au lăsat familiile venind la Târgu Mureș ca să fondeze o universitate de elită, de renume națională și internațională. Astăzi, datorită conflictelor interetnice, universitatea este de categorie mediocră, de categoria B. Universitatea de Medicină de la Târgu Mureș a fost înființat datorită faptului că o universitate cu predare în limba maghiară, cu o tradiție de aproape un secol, a fost alungat de la Cluj după al doilea război mondial. Noi nu vrem să plecăm de la Târgu Mureș. Vrem drepturi egale. Nu vrem nici noi hotare, ci vrem drepturi egale pe pământul străbunilor noștri. Dacă declarația României în forurile naționale și internaționale este sinceră, precum minoritățile naționale au drepturi egale garantate de Constituția României, respectiv, cultura lor este sprijinită ca să diversifice valorile culturale ale țării, atunci este necesar ca Ministerul Educației Naționale și Guvernul României să intervină pentru restaurarea legalității în universitate, desființând discriminarea pe criteriu etnic. Autonomia universitară nu include încălcarea legilor. Legea garantează propria autonomie universitară și învățământului în limba minorităților. Stimate domnul prefect, sunteți plătit pentru că în județul Mureș legile statului să fie aplicate fără discriminare. La ora actuală, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș nu este doar autonomie universitară, ci este și autonomie legislativă. Nu
numai acele legi sunt puse în aplicare care convin majorității. Legile care ar dezvolta învățământul în limba maghiară nu sunt aplicate. Vă rugăm, domnul prefect, să mergeți la universitate și să restaurați legalitatea. Tisztelt egyetemi oktatók, kedves hallgatók! Kérjük, ne féljetek, tegyetek meg mindent, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Egyetemen a magyarság ne legyen másodrangú állampolgár. Tegyetek meg mindent, hogy azt, amit Miskolci Dezső és Csőgő Lajos ránk hagyott, azt át tudjuk adni a következő generációknak is. Ha az egyetemen még hisznek az együttműködésben, akkor tévednek, 5 éves együttműködés semmire nem ment. Álljonak ki! Forradalom után lépcsőkre ültek fel, ültek le, és követelték a jogaikat. Ne féljenek, hogy ma is követeljék ezeket. Ha van olyan vezető, diákvezető vagy oktató vezető, aki nem vállalja a konfrontációt, kérem mondjon le, ebben a történelmi időszakban bátor emberekre van szükségük. Köszönöm a figyelmüket. Bocsom impetto attenzione.